când faci o mâncare bună, parcă vrei să o și împărtășești, parcă vrei să o și împarți cu familia și sau prietenii, adică cu persoane apropiate, dragi, pentru că, din punctul meu de vedere, mâncarea înseamnă și iubire, mai ales că atunci când gătești, dacă tu cumva ai și, să zic așa, energia asta asupra ta bună și ești calm și relaxat și o faci cu drag, credeți-mă pe cuvânt că asta se va simți și în farfuriile și în platourile voastre și mai mult de atât se va simți și în sânul familiei și cu prietenii. Veți avea o atmosferă extraordinară. Adică mâncarea înseamnă dragoste pe care o dăruiești mai departe.